Vreau să dresez eu pe cineva. Las că dresează Cătălin Cornea, tu mai bine hai la patinoar. Stai! Bună ziua! Ne aflăm astăzi într-un decor absolut special pentru o nouă ediție a emisiunii Prietenii Noștri. Astăzi vom exemplifica exercițiul de mers înapoi, mersul cu spatele. Ne vom desfășura cu protagonistul nostru de astăzi, care se numește Snoopy. Este un labrador în vârstă de 9 luni de zile. Și vom demonstra mersul înapoi. Mersul înapoi are diverse utilități. Printre altele, atunci când câinele o ia în față, să se realinieze, să revină lângă piciorul nostru stâng. Dar noi astăzi ne vom axa și ne vom concentra în mod special pe mersul la pas din fața noastră, îndepărtarea de noi cu spatele. Primul pas pentru realizarea acestei frumoase mișcări este să învățăm câinele să ridice în picioare. Ridicarea în picioare se realizează prin întinderea lungă a lesei în spate și arătarea obiectului de aport în fața lui. Sus. Bravo. Mai arătăm o dată, după care trecem la următoarea etapă. Șezi. Bravo. Sus. S-a ridicat, îl recompensez. Următorul pas pentru mersul înapoi este să aproape. Șezi. Bravo! După ce am realizat acest prim pas, învăț câinele să urmărească obiectul păstrându-și poziția în picioare, da? În momentul ăsta, el începe să deplaseze. Nu uitați că suntem la o etapă intermediară față de finalitatea acestui exercițiu de astăzi, și anume mersul înapoi în lateral, da? Câinele deja îl știe, sus, se ridică, iar mingea deasupra se duce înapoi, și deja îl pot recompensa. Astfel, după ce a început să se ridice în picioare, să urmărească mingiuța, nu rămâne decât să începem să ne deplasăm către înapoi. Cu cât mai mulți pași, cu atât mai bine și cu atât mai multe recompense va primi câinele nostru. Suntem la faza la care am ridicat câinele în picioare și începem mersul înapoi în lateral, da? Îi arăt recompensa, mă dau înapoi. Pas cu pas aș putea să dau recompensa în afara razei lui vizuale, mă îndepărtez și la un moment dat îl recompensez, da? Următoarea etapă foarte importantă este trecerea câinelui în fața noastră. Pentru el este total diferit ceea ce a făcut până acum cu ceea ce va face de aici încolo, dar îl obișnuiesc progresiv. Îl facem pe cățel să înțeleagă că mingea va veni acolo unde el se află. Deci cu cât se duce mai mult înapoi, cu atât are șanse să se întâlnească cu mingea mai repede acolo departe de noi. Treci la pas, șezi, sus. Înapoi, mă întorc cu fața la el și dau mingea. Da? Aici. Mai facem o dată, ok? Bravo. Mă aflu deja cu fața la câine, el se află cu fața la mine și așteaptă inițierea exercițiului. Bineînțeles, încep cu sus. Înapoi, mă îndrept către el, observați, mă îndrept către el ca o sugestie și să-i dau mingea, da? Ridicarea mingei deasupra este o sugestie către deplasarea înapoi. Cu cât e cu capul mai sus, cu atât poate face deplasarea mai bine către înapoi și are șanse să primească mingea. Suntem la ultima etapă din exercițiul de mers înapoi în fața noastră, adică de îndepărtare de noi, cu spatele, dar totuși cu atenție, da? O avem pe Cara, o veterană în ale dresajului, care ne-a ajutat de multe ori să exemplificăm ceea ce dorim. Înapoi și gata, înapoi, așa, înapoi. Și gata, înapoi, bravo! Și am aruncat mingiuța, s-a dus un pic după brad, dar sigur se întoarce pentru că vrea să mai facem încă o dată. Da? Înapoi, așteaptă, bravo, up, înapoi, bravo, înapoi, bravo, iubita! Da, să se ducă, să devieze. Iubita cea mică și drăguță, bravo! Așa, fată, înapoi. Up! Înapoi. Înapoi. Așa, iubita, înapoi. Înapoi. Bravo! Așteaptă. Foarte bine. Și am aruncat mingea în spate, pentru că acolo se află și acolo trebuie să înțeleagă că se întâlnește cu ea întotdeauna, da? Bravo, Cara, mulțumim frumos, șezi. Mulțumim din suflet, așa. Foarte bine.
Acum, după atâta zbenguială, după atâta dresaj și exerciții fizice, avem și noi parte, în sfârșit, de o bine meritată odihnă. Până data viitoare, nu uitați, orice câine se poate dresa dacă la capătul lăsă este un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!